Norii roz și-au făcut apariția pe cerul capitalei, chiar la apus și-au inundat rețelele de socializare. Oamenii au surprins din stradă sau de la balcon cel mai frumos apus din această primăvară, un fenomen pe care meteorologii îl pun pe seama particulelor de apă din atmosferă care reflectă lumina soarelui. Norii ciudați au fost observați de sute de oameni care i-au fotografiat. Iată de pildă cum arăta cerul din cartierul Colentina. O jumătate de oră mai târziu, după ce a plouat cu soare în capitală, cerul s-a colorat într-un roz neobișnuit. La fel de roz au devenit atunci și rețelele de socializare, unde bucureștenii au postat o sumedenie de instantanee. Fotografiați de la o fereastră din cartierul Pantelimon, norii păreau, în bătaia apusului, o imensă pată de culoare. În tot orașul, oamenii au fost surprinși și au făcut poze. Când am ieșit pe balcon, am fost surprinsă să văd cerul atât de spectaculos colorat. Așa că m-am întors repede în casă, mi-am luat telefonul, am filmat. Norii erau în partea de est. S-a reflectat lumina apusului în ei. A fost într-adevăr o avalanșă de fotografii spectaculoase. Am postat pe pagina mea poza cu norii roz și în secțiunea de comentarii a fost o adevărată expoziție foto, pentru că lumea a răspuns prin poze în comentarii cu apusul văzut de la ei de pe balcon. Meteorologii spun că astfel de fenomene sunt absolut normale. Vorbim practic de lumină și lumina știm că are lungimi de undă diferite pe care le percepem, iar acest cer roz, după cum spuneam, îl putem observa atât la apus cât și la răsărit în anumite condiții, iar fenomenul este accentuat, adică prezența acestui cer roșiatic este accentuat de prezența în atmosferă a unor molecule de apă sau a norilor. Un lucru e cert, indiferent din ce loc al lumii privim cerul, important este să ne dăm seama că lucrurile simple sunt cele care contează cu adevărat și ne aduc bucurie în viață. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.